sunt Natalia Chepene, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Doina Ciochin, o tânără de 21 de ani din satul Rediul de Sus, afirmă că a fost violată în propria casă. Am tras perdica, el și de aici, undeva așa, ea nu știu. Și da, și eu când am dat spășească, am lupcat din mine și mă zic în prietele și Ana. În jos aici. Eu mă zbătem și strâng. Și el m-a lupcat de păr și m-a pus jos. Soțul doinei, Vasile, nu avea cum să o apere. Bărbatul se afla în acel moment la munci, peste hotare, și afla despre cele întâmplate la telefon. De casă mă sună și îmi spune că de doina s-a bătut jur că e ca cu tare. Și m-a speriat, tremuram, nu știu ce spun, ce să facă. Cei doi soți spun că se așteptau ca presupusul violator să răspundă pentru fapta sa în fața legii, doar că... Poliția nu a avut nicio decizie. Cine este bărbatul pe care Doina îl acuză de viol? Cum a ajuns el în casa tinerei? Și ce spune despre crima de care este învinuit? Povestea femeii care se crede victima violului și mărturiile presupusului violator. Astăzi, în emisiune. Tinerei care susține că a fost violată în propria casă nu-și găsește liniștea. El vrea să-l vadă după gratii pe cel care i-ar fi bagiocorit nevasta și a lezat demnitatea întregilor familii. Vasile Ciochin a venit astăzi în platoul nostru pentru a povesti drama prin care trece. Să-l întâmpinăm. Vasile, știu că tu te aflai peste hotare atunci când s-a întâmplat această nenorocire, zic eu. De la cine ai aflat vestea? De la mama mea, soacră. A doua zi dimineață, când ești la muncă cu un cumpărător de meu, ea m-a strigat că Vasi vine înapoi sus. Și când eu m-am dus înapoi sus, nu știam și poate îmi spune că mai ce acasă, îți pleci înapoi. Zic, ce s-a întâmplat? Zic, și doi năsul o violat, s-a bătut joc, e ca șine. Rămas, dar nici nu credeam, uimit, în primul rând. Așa pot să tremur ca orice bărbat, mă gândesc, poate nu-i drept, poate e ceva, sunt încurcat. Și am zis eu, zic cu avionul, ca să merg repede, ca să ajung, zic, poate stau să văd și să trăiesc cum a fost. Și am cumpărat bilet la avion, dat în sfârșit 10.000. Și am pierdut, am încăcat într-o, spunem așa, într-o blocare, pentru mașină. Și m-am întors înapoi și am luat bilet la două zile la tren, dimineață. Deci vroiai cu orice preț să ajungi acasă? Da, vroiam să ajung acasă mai repede, pentru că fetiți acasă, mă temem, mă gândim să poate și ei spăriet și nu știi cum a fost, cum s-a întâmplat. Și... Dar zi-mi, te rog, totuși, ai reușit să vorbești cu ea la telefon? Da, am vorbit cu dânsa și am întrebat, o zic, spune cum s-a întâmplat și ești cu mea, că așa e, că așa s-a întâmplat, cum a intrat, cum așa, el s-a servit, cum așa. Și... Cum ți s-a părut ea la telefon? Cum era vocea ei? Cum era starea ei? Cum ai simțit tu? Nu părea, știți cum, parcă după plâns, parcă o plâns. O... Deci se simțea că ea suferă? Eu am încercat să dau crezare, înțeleg că voi și bărbați, că s-a fost altfel, puteți să fie altfel, cum da așa, că trășa stare. Să-i dai crezare, zici. De ce? Părea incredibil? Da, pentru că eu știu foarte bine că e... O doamnă soție din familie bună și ea nu avea să facă una ca asta, de bună voie. Și foarte bine știu, noi de mulți ani ne-am întâlnit, ne-am căsătorit, copil și mai departe. De când sunteți împreună? Avem 4 ani. 4 ani sunteți căsătoriți? Da. Ea este foarte tânără, da, are 21 de ani. Și copilul tot 4 ani, fetiță. Deci ea s-a căsătorit cu tine când avea 17 ani. Da. Deci încă nu a atins majoratul. Și noi am ținut Câți ani ai? 25 mai. Mulți înainte. Am avut încredere unul în altul. Am ajuns și copilul și nuntă și așa mai departe. Dar zi-mi, te rog, de când ai plecat? Iată, voi v-ați căsătorit, un an de zile tu ai stat acasă? Da, am stat acasă împreună, m-ai crescut copilul, că e fost foarte greu, că copil mic și e tânăr și eu. Am stat, și pe urmă, zic, deci tot soacra mea spunea că trebuie să știu un om și am zis că mă întorc eu înapoi, zic că
și am să lucrăm împreună. Soacră ta lucrează cu tine, da, la Moscova. Socrul, soacră mea și cu mătru de nostru. Aha, așa. Dar zi-mi, te rog, de când tu ai plecat, ai simțit cumva să se schimbe relația dintre voi? Nu, ne păcăm foarte bine cu soția. Nu simțeai că îi lipsești doi? Simțeam ei. Și ea simțea și eu simțeam și parcă vroiem, dar noi agulisăm bani pentru că locuința noastră nu avem proprii. Trăim împreună la socri. E când vin, eu mă duc, tot așa. Și am zis că poate parcurs când avem sumă de bani, să cumpărăm o locuință, să dăm deoparte. Și era clar că este o necesitate mare să lucrezi, nu? Și am fost nevoit ca să plec să... Dar zi-mi, te rog, nu ai simțit o răcire în relația voastră, fiind departe de Doina? Nu, chiar n-am auzit, cum spun așa, vorbe despre dânsă. Nu vorbe. Vorbesc despre relația dintre voi. Cine poate să o simtă cel mai bine în afară de tine? Sau totul părea foarte bine între voi? Părea foarte bine, din păcate. Mai părea unele vorbele, unele așa, între noi, între familie. Da, așa, foarte bine, din păcate, foarte bine. Nu vă certați des? Nu, foarte bine. Tu îl cunoști pe bărbatul pe care Doina îl acuză că ar fi violat? Da, noi împreună suntem dintre același sat. Și îl cunoșteai bine? Da, îl cunoșteam. El, nu bine tare, el într-o parte din sat și într-o parte eram din sat. Și el vine des la sora lui, locuiește în satul... La voi acum, da, unde locuiți? Da, vine des. Și ne întâlneam ca orice om. Dădeam mâna, glumeam, râdeam, nici prin cap, nici prin gând. Tu știai ceva de el? Zici că nu vă cunoșteați bine, dar totuși... Cum crezi, el chiar ar fi în stare să violeze o femeie? Mult timp în urmă, el mai avut un caz cu violul. Din sat am auzit, că așa, că așa. Și nu știu cum s-a întâmplat, că el e în libertate. Cred că prin ceva, poate s-a achitat cumva cu Eva, poate s-a iertat, nu știu cum, da. În general, cum era reputația lui în sat la voi sau în satul vostru de Baștină? Ce spunea lumea despre el? Nu era, vă spun, bun. Poate s-a întâmplat la o bataie, poate la o problemă, ceva... S-au auzit, poate, despre dânsul, cum era. Provine dintr-o familie bună sau nu prea? N-ar spune prea bună. Spune-mi, te rog, după acel caz, când ai revenit acasă, ai reușit să dai ochii cu el? Eu când am cumpărat din tren fiteță cu cumnatul meu, deja ei de mereu cum așa mă așteptau, și soția îmi spune că Vasiu de-a mers la poliție. Și zic că am vorbit, zic că adem să arăt la poliție, suntem acolo și vorbim mers să știu și eu să aud. Când am intrat, era el în picioare, stătea, soția își de pe-n scaun, comisarul știu, îi punea întrebări lui, soția îi punea întrebări. Și nici nu zic că să nu fiu într-un fel cum heroi, să nu fiu agresiv, nici că... Deci din start te-au preîntâmpinat să te calmezi? Da, dar ce era în sufletul tău când l-ai văzut? Nu știu, eram și... Vă spun, furiet și pe parte și mă abțineam, zic, nu știam și să-i spun și să-l întreb, pentru ce ești, de ce... A reușit să-l întreb, cel puțin, de ce? Nu l-am întrebat nimic. Dar zi-mi, te rog, dacă ai mai dat ochii cu el, ce ai fi făcut? Cred că, în primul rând, l-aș întreba altceva și pot să fac decât să fie pedepsit. L-aș întreba. Dar ce l-ai fi întrebat? Ce întrebare te macină? L-aș întreba... Vrei să o gândit el, să facă una ca asta. Că zici că n-ai simțit răcirea relațiilor voastre din moment ce erai peste hotare, dar nu cred că este așa. Din moment ce o pereche îi desparte o distanță oarecare, aceste relații se răcesc inconștient, vrei tu sau nu vrei. Și fiecare, tu sau ea, caută această căldură, această lipsă a partenerului undeva, adică la primul pe care îl vede, înțelegeți? Inconștient, tu nu înțelegi că faci greșeli sau persoana respectivă face greșeli, dar tu o cauți inconștient. Eu așa cred că relațiile voastre s-au răcit. În această seară vorbim despre o tânără din satul Rediul de Sus, care ar fi fost violată de un bărbat din satul vecin, chiar în propria ei casă. Vestea a picat ca un fulger asupra soțului și a familiei femeii, care, pe zi ce trece, își pierd speranța că presupusul agresor va ajunge să răspundă în fața legii. Dar haideți să vedem ce poziție au rudele bărbatului bănuit de viol. O invit în platoul nostru pe sora acestuia, Oxana Șaramet. S-o întâmpinăm!
Vreau să știu, Oxana, când ați aflat că Gheorghe ar fi violat o fată? Eu întâlnesc copiii la noi, la piață, la Fălești. Nu avem piață la noi. Trimez pe produse. Și acolo s-a întâlnit cu Jora. Și au venit înapoi, noi luăm mașină, că nu avem rutier în sat, nu avem autobuz. Și când a ieșit la poartă să discarc produsele, l-am văzut pe dâns s-o dat jos. Mi-a ajutat acolo și am dus în casă. Când i-a ieșit înapoi, Jora nu-i. Așa? Și el s-a dus drept la Sașa, la fratele lui Doina. L-a chemat acolo, la noi nici nu a intrat. Și am ieșit și am întrebat că unde-i Jora? L-a chemat Sașa. A spui alții, tot care au văzut. Cine v-a zis că Gheorghe este bănuit că ar fi violat o femeie? Și-a venit la ora 2 de noapte, între 3. A venit polițaiul și cu fratele lui Doina. La noi. La voi acasă? Da. Și-a deschis Sașa, fratele lui Doina, bocănit o ușă. Și eu am ieșit, zic, și la ora asta, mă gândeam că a venit el, poate, de la Sașa. Când am deschis, Sașa, n-am Oxana, Jora e la urma ta? Nu. Dă-i voi să intri, scaut. Intră. A intrat, o cătat prin casă, prin sarai. Era cu poliție, că era fugit. Poliția era la gradă. Așa. Și a intrat și a controlat și nu a găsit nic. Când poliția a întreabă de dânsul, zici că, Sașa, dar el era în stare cinstit era. Dar Sașa zici că avea o leac. Dar ei spun lui Sașa, cum avea dacă el 2 ani de zile nu a băut deloc. De ce? El avea probleme cu alcoolul? Nu a băut. Dar în seara și eu a băut. Dar până atunci nu a pus nicio picătură de alcool? Nu, 2 ani deloc. Oho. Dar, în general, nu v-ați mirat cum să vină Sașa cu poliția? De ce îl caută? M-am mirat de-am atunci. Ați eu întrebat? Întreb, Sașa, ce s-a întâmplat? M-am violat-o pe soră. Și mai mult nu mi-a spus nici. Ei au ieșit și s-au dus. Cum ați primit această veste? Atunci Sașa ne-a spus. Zic, cum ați primit această veste? Ce ați crezut? Ce ați simțit atunci? Ce am simțit? Pentru și l-a îmbătat, pentru și l-a chemat, am zis, pentru și l-a chemat, pentru și l-a bucat de carne, la șașlic. Dar de ce nu a venit cu femeia? O lăsat femeia acasă și a venit el singur. El are soție? Da. Gheorghe are soție? Da. Nu are, nu-s căsătorit. Și? E concubină. Concubină. Oricum, e însărcinată și e concubină. E și însărcinată. Da. Dar spuneți-mi, vă rog, Oxana, o cunoașteți pe Doina? Da, nici fină. Vii fină? Da. Deci voi ați botezat-o pe ea? Da. Aha. Și dacă tot vii fină, povestiți-ne, vă rog, puțin despre Doina. Noi n-am avut nici cu dânsa, n-am... Am trăit ghinii, tari ghinii, știi drum trăim. Dar cum s-au luat la cazul ăsta și s-a întâmplat așa? Ea fiindu-vă fină, o vizitați des dumneavoastră? Da. Sau ea venea și des? Și e pe noi și noi pe dânși. Așa, dar Gheorghe? Tot trăie ghinii cu Sașa, cu fratele lui Doina. Dar anume cu Doina, Gheorghe, cum se comporta? În ce relații erau ei? Nu observam nic, nu vedem nic, nu... El zice la Sașa, cu Sașa. La Sașa fiind unde? Cum Sașa. Cum fratele Doinei. Fratele Doinei, am da, înțeles. Da. Ziceți la Sașa. Da, voi da. Locuiți toți împreună, Vasile? Da, la moment împreună cu soția și cu natul. Deci voi locuiți familia voastră, tu cu Doina. Da. Fratele Doinei. Da. În el casa părinților lor. Da. Așa. Vreau să știu, Gheorghe, ziceți că mergea la Sașa, ei fiind prieteni. N-avea cum să nu comunice cu Doina, probabil. Nu ne spunea nimic Doina. Erau prieteni? Ce relație avea? Ea fiind... El spunea că la Sașa, zici. Mă duc la Sașa, bau ca de carne, bau la cărți, mai jucau... Dar tu ai simțit ca soț ce relație aveau ei între ei așa? Tare bine știam și tare bine eram, că ei nu vorbea cu dâns așa, stăi să glumească, să râd cu dânsul. Chiar dacă și poate vii, poate dai o întrebare întreg de ceva, poate glumești, nu înseamnă că trebuie să ajungi în starea așa, că nu. Deci ei erau, se comportau ca niște cunoștințe. De des nu vine.
Nu venea des, Gheorghe. Dar tu în acea seară ai vorbit cu Doina la telefon? Da, am vorbit. Și ea ce ți-a spus? Că, uite, se anunță o petrecere la voi în casă? Nu, te-am întrebat că și faci, zic, poate și faci, am întrebat, îmi spun că e că numai și cu nanul Alexandru Șucra și cu un om am mâncat frigăriu și așa cum o păcutie. Și e că ducem în casă fata să băiască și să ne pregătim de culcare. Și zic, mă, bun, zic, dar ultimii sunt mai mulți, că deranjează copilul sau obținți ca să vorbim mâine. Cam pe la ce oră era discuția asta? La noi era ora 10, când era ora 9 la noi, la Moldova. Și... Deci ora 9 locală. Da. Am înțeles. Dar ți-a spus despre musafiri, că are musafiri? Da, mi-a spus că a mâncat cu Nanșura, cu Alexandru Călitoru, care mi-era acolo. Așa? Gheorghe și... A zis și de Gheorghe. Nu, acum de Gheorghe. Am pomenit că, nu știu, poate să ia... N-am vrut să spui că știe, poate eu să încep că muș, de cine caută așa, de ce este așa renograd, de ce poate... Dar tu de obicei asta faci? Nu fac de obicei, pentru că nu se întâmplă des așa cazul. Dacă chiar și dacă vine cineva, eu întreb, zic că... O venit... ceva au vrut, poate, cum acolo... Și de ce au venit, îmi spune că așa, e că așa, s-a dus, e că așa, tot bine. Deci de obicei era împotrivă să vină Gheorghe să-i viziteze? Nu era împotrivă pentru că el nu vine des. El dacă vine rar, eu n-auzam nimic. Nimic el n-auzam. Nici și... din partea soției, nici din partea la bunica, că e în vârstă, nici din partea lui Sașa, că el cum n-a putut să-mi spui Vasile. Și bunica trăiește acum. Da, și bunica 86 de ani. Dar Gheorghe când venea, venea cu soția, concubina sau singur? Nu, el a fost singur atunci, în moment. Nu, anterior, de obicei. Eu când l-am văzut pe Sașa odată, singur el, la cumnatul. Singur el. Deci tu nici măcar probabil nu o cunoști pe această femeie, concubina lui, odată am văzut-o. Am eu când am venit acasă, ea, în seara și când am mers acasă, i-au venit într-un fel, poate seara iertar, nu știu cum, în locul lui, poate așa, și mi-am spus că... A venit concubina lui Gheorghe? Da, stăm de vorbă. Dar eu mai bine ieși în ogradă, nu vreau să vorbesc cu nimeni. Dacă dar a fost singură sau cu Gheorghe? Singur că vin. Eu spus că eu nu vin cu nimeni, nici cu Gheorghe, nici cu copii. O să vreau zi singură, să stăm de vorbă și am zis că nu vreau să vorbesc. Și n-ați mai vorbit? N-am vorbit. Dar de ce? Pentru că poliția așa mi-a spus că să nu îi primim pe nimeni ograd. Așa. Vorbim la o distanță, poate în afară, în afară ogradă. Oksana, dar vreau să vă întreb, cât de bine în general vă cunoașteți fratele? Ziceți că voi surorile l-ați crescut, practic. Credeți că Gheorghe ar fi în stare să violeze o femeie? Nu. Nici nu ne-am gândit noi la așa ceva. Iată, din momentul din care ați aflat despre cum ați descris, v-ați mirat de faptul că de ce i-ați dat alcool sau că s-a comis aceasta? De ce mai mult v-ați mirat? De ce l-a chemat la șașlăc? Adică din momentul în care, dacă pe dânsul l-a chemat și el a folosit, adică a întrebuințat acest alcool, înseamnă că el cumva are niște schimbări din momentul, da? Cred schimbări așa, mari. Așa a avut, da, cu alcool și... Nu, el a venit și a spus că, locumnatul meu îi spune că Sașa un an servit de mult timp. Nu ne-a spus un an, doi, dar neasară vreau să beau. Să servesc împreună cu voi tăi. Deci el vroia da, să bea. Da, servească. El avea intenție să vină și să... Da, el a venit și, după cum spui și cu natul că a venit, și a zis că neasară vreau să servim împreună. Și nu știu, nici cauza vreau să servească, din și cum... Oksana, dar spuneți-mi, vă rog, de ce fratele dumneavoastră nu bea deloc de timp de 2 ani? De obicei, asta se întâmplă la oameni care au probleme grave cu alcoolul, știu că pot face prostii când se îmbată, da? Și atunci mai bine renunță decât să pățească ceva. În cazul lui Gheorghe, de ce el nu bea deloc? Nu vreau, așa au zis el că nu vreau să... Dar până atunci, bea mult? Nu, parcă nu. Când bea, cum se comporta el? Era agresiv? Înțelegeți bine, despre ce vorbesc? Avea și nervi, avea și... se certa. Este adevărat că el a fost căsătorit și s-a despărțit de soția lui exact din cauza alcoolului? Nu știu de asta, da. Nu mi-a spus. Și ce ori am auzit? El s-a maritat și el
a rămas în greu. Eu am impresia că dumneavoastră ori nu-l cunoașteți pe fratele dumneavoastră, ori ascundeți. De ce spui mie? Dar nu spuneți tot, nu știu, ori chiar nu-l cunoașteți, poate. Cum nu știm? Sau ascundeți ceva, nu spuneți tot. Eu nu cred că... De ce pleca, venea fără soție dacă erau atât de iubiți și uniți? I-am dat și eu am o întrebare. Ia ca de ce venea fără soție și de ce se distra fără soție? Unu. Doi, de ce... Da, cu alcoolul, de ce nu servea? Înseamnă că, cum se zice la noi, turba la beței. Așa este o vorbă în popor. Înseamnă că ascundeți. El la noi vine cu soția, dar la Sasha se duce fără soție. Și a noi venit fără soție, nici la noi, și sus la Sasha. Că se ducea acolo, că îi plăcea ceva. Oksana, totuși, punând mâna pe inimă, spuneți-mi, vă rog, credeți că Gheorghe a violat-o pe Doina? Nu cred. De ce nu credeți? El spune că nu-i drept. Și îl credeți? Pe el? Sunt dubios. Ați vedem dacă ați văd dovez că el nu spune nic. Nu vreau să spun nic. Nu spun nic, că nu-i drept. Ce spus? Nu vreau să... Și nu ne spun nic nou. Îl credeți nevinovat? Da, noi așa îl credem, dar dacă spune el așa, da, să vedem. Adică asta înseamnă că Doina minte. Nu știu și nu am dat. Precis să știu că el minte. Credeți că Doina ar putea să mintă? Nu cred. Și atunci, care este adevărul, după părerea dumneavoastră? El zice că Doina a măjit, da, eu... Nu cred că s-a măjit. Tu cât ai băut? 5. 5 sticle de vin? 5 de stacane. Și Doina? A băut și ea? Da, o servit, vă dau pahar. Am aflat că la un moment dat a apărut ideea să mergeți la o saună. Da. M-am dus înapoi în cameră la mine, cum își dea el computer, l-am lovit cu picior. Și l-am apucat și l-am dus lângă soara. Și l-am întrebat, e drept ce-ai făcut? Văd noapte pe somn cum parcă... Un stres ca când nu zbate, parcă așa... Tresare. Da, tresare. De la cine ai aflat vestea? De la mama mea soacră. Îmi spune că Doina s-a violat, s-a bătut joc, e ca șine. Rămas, dar nici nu credeam, uimit. Tu îl cunoști pe bărbatul pe care Doina îl acuză că ar fi violat-o? Da, noi împreună suntem dintr-același sat. În general, nu v-ați mirat cum să vină Sasha cu poliția, de ce îl caută? M-am mirat de atunci și eu întreb, Sasha, ce s-a întâmplat? M-am violat-o pe soră. Dacă ai mai da ochii cu el, ce ai fi făcut? Cred că, în primul rând, l-aș întreba altceva. Rudele presupusului violator sunt convinse de faptul că el nu ar fi fost în stare de o crimă ca asta. Să vedem cine va povesti următorul nostru invitat. Este vorba despre unul dintre martorii acelor întâmplate în acea seară, Alexandru Croitoru. Să-l întâmpinăm. Bună seara, Alexandru. Rog să iei loc acolo pe canapeaua liberă. Alexandru, vreau să te întreb cum tu ai ajuns în casa Doinei în acea seară. M-am dus la fratele ei, Alexandru. Ce căutai la fratele ei? M-am dus, că suntem prieteni. Așa? Te-a invitat el? Da, să facem niște frigărui. Niște frigărui. Dar cu ce ocazie? Să facem frigărui și atât. Fără niciun motiv. Spune-mi, te rog, la acea petrecere, când a început ea? Când ai venit tu? Eu ziua, la orele 11-12. Oho, și ai stat toată ziua? Nu, m-am dus, am șezut cu dânsul, ne-am uitat la calculator. Așa, și de fapt frigăruiul, petrecerea, când a început? Seara, la orele 5-6. 5-6. Cine mai era în afară de tine în casă? Era Doina? Da, Sasha. Și de-a mai era Gheorghe. A venit și Gheorghe. A venit mai târziu? La orele 2 ziua. Încă 2 ziua? Și a stat cu voi toată ziua? Da, până seara. Voi sunteți prieteni, toți trei? Între voi? Da. Așa, și l-ați chemat pe Gheorghe sau a venit nepoftit? L-am chemat. Voi l-ați chemat? Pentru frigărui? Da. Zi-mi, te rog, a fost și alcool la acea petrecere? Da. Ce fel de băutură era? Vin.
Și cât ați băut? Da. Tu cât ai băut? Să nu mai ții minte. Nu mai țin minte. Așa de mult a fost? Da, n-a fost mult, dar... Dar mai exact, uite, spune-mi, te rog. Dacă te-ai îmbătat tare, că nu ții minte sau nu? Eu eram servit. Erai servit de binele? Da. Da, zi-mi, te rog, ca să fii amețit de-a binelea, cât trebuie să bei? Fiecare om își cunoaște norma. Cineva se îmbată de la jumătate de pahar de șampanie, altcineva este mai tare. Tu cum ești? De la 5. Cum? 5 sticle de vin? 5 de stacane. Așa, 5 pahare. Dar cât despre Gheorghe? El cât a băut? Tot 4-5. Și Doina? A băut și ea? Da, o servit vă două pahare. Da, spune-mi, te rog, cum ai descrie relația dintre Doina și Gheorghe? Deci, tu zici că Gheorghe, tu și cu Sasha, fratele ei, erați prieteni, sunteți prieteni. Da. Dar Doina? Nu știu. Dar la masă, cum comunicau ei? Mai râdeau, mai glumeau, mai... Da, sau erau ca doi oameni străini care... Nu, toți împreună glumeam. Hai atunci să vedem cine ai spus mai devreme despre acea seară. Atenție la ecran. Mișcat în cărți. Uh-huh. Și-a mai servit. Cine turna? Care era acolo și eu am turnat. Aha, și cam cât vin s-a servit? Da, 5 candy, un litru. La cine servea? Toți am servit. Adică? Eu, Gheorghe... Mă, Gheorghe nu a servit pe... Vă 4 pahari, nu vreau să serviți mai mult. Dar Doina, cam cât o servit? Dar nu pot să vă spun că eu când m-am dus la dânsa, la dânsa a mai fost o femeie. Eu... Nu pot să spun, dar cât a fost cu noi, tot vă 2 paharuțe. Vreo 2 paharuțe vă dă? 2, 3. Poate și așa. Și cât timp ați băut voi? De atunci seara, cum am băut frigărui, până la ora 2. Deci, am aflat tot de la tine că erau 5 litri de vin la 4 persoane. Nu, pe așa ies. Nu? De 4 pahari, eu de pildă 5. Acolo 3 e altul. Mi imaginez ce grad de ebrietate puteați să aveți după 5 litri de vin băut. Erați amețiți de binele? Eu, da. Toți 4? Nu. V-am spus că eu servit mai puțin. Așa. Spune-mi, te rog, am aflat că la un moment dat a apărut ideea să mergeți la o saună. Da. Cine a lansat această idee? De la cine a venit? Eu cu Sasha. Ați invitat-o și pe Doina? Eu de pildă nu. Dar Sasha, fratele său? Nu pot să vă spun și eu, de mâncat, am mai fost pe afară. Pentru că copilul e mic și nu crezi să-i spus Sasha? Că da, eu de pildă nu i-am spus, nici fratele nu, tot... Dar atunci când ați început să discutați despre asta, ce v-a zis Doina? Că era la masă, nu? Ea ce a zis? Cum a reacționat? Ce v-a spus? De noi nu a spus nimic. De saună, de ideea să vă duceți la saună, ce v-a zis? Nu a spus nimic. Așa, până la urmă ați renunțat la saună. Da, de ce? Pentru că să facă foc în baie, să ne băiem la Sasha, la baie. Asta cine a propus? Sasha. Tot Sasha? Da. Tot el a zis hai la saună, după care hai că nu mai mergem. Noi amândoi am vorbit și spus. Așa? Dar Gheorghe cu Doina au auzit despre asta? Auzit. Și ei ce au spus? S-au bucurat că facem baie astăzi cu toții, da? Cu toții. Colegii mei, iată, mi-au spus că anume Doina v-a propus să nu mergeți la saună, să nu cheltuiți banii în vânt, că puteți să vă băiți și la ei acasă. V-a spus că e ca fratele meu prinde foc în baie pentru ce de cheltui banii ăștia, pentru ce zi cheltuieți. Și a spus că bun, nu ne duce. Și atât. Asta a spus Doina. Da. Așa, și ați făcut focul în baie. Cum v-ați băit? Pe rând, împreună? Nu, că nici n-am dat de tine să mă băiesc. Cine a mers primul la baie? Alexandru, frate. Așa? Deci, Sasha, fratele Doinei, a plecat el să se băiască. Voi ați rămas la bucătărie, între ei. Tu, Gheorghe și Doina. Da, nu, că Doina s-a dus la fată, dar noi ne-am mai uitat la computer, la calculator. Așa. După care a revenit Doina la voi? M-a întrebat ce faceți? Da, a venit și Sasha și Doina și Doina a spus că se duce la baie.
Ai mai văzut-o după ce s-a băit ea? Apoi vine plângând de la baie. Așa, dar în momentul în care Doina a plecat la baie, unde era Gheorghe, ți-aduce aminte? Sasha s-a dus să pui niște muzică la calculator și Gheorghe s-a părut că a ieșit pe ușă, dar mi s-a părut, păi, duci la fumator, eu n-am să mă duc de urma lui. Adică nu-i mitel. Nu, dar el a ieșit. Da, a ieșit. Așa, a lipsit mult? Da, o jumătate de oră. Vreo jumătate de oră? Da. Și tu ai rămas singur? Ce făceai? A rămas singur și m-am dus la Sasha și m-am culcat pe pat, că eram serit. Așa, și la un moment dat a apărut Doina. A apărut Doina, plângând. Tu unde erai deja? Iar la bucătărie? Da. Și a apărut Doina cum? Cum ți-o aduce aminte? Plângând. Plângând? Da. Te-ai mirat probabil, nu? De ce da, plânge femeia? Da, m-am mirat. Încă întrebat-o de ce plânge. Eu spus că nu mi spui. Și am mai întrebat-o, dar de ce nu mi spui? Eu am zis, spun lui fratele meu. Tu ai fost de față când i-a povestit fratele? Lui fratele? Când i-a spus lui fratele, n-am auzit. Când i-a spus. Și i-a spus. Dar zi-mi, te rog, Doina, când povestește despre această întâmplare oribilă, spune că striga. Striga după ajutor, din baie. Dar n-am auzit. Tu n-ai auzit nimic? Dar au pus la calculator muzică și nu puteai să audă din... Muzica era tare? Da, nu chiar tare, dar totdeauna nu se auzea de afară. Dar copilul dormea? Și era muzică? Dar copilul în altă cameră dormea. Și nu se auzea. Nu era chiar așa de tare, dar noi, dacă eram acolo alături, noi n-am auzit. Dar baia este departe? Cu un sarai, alături. Alături? Da. Deci dacă strigă un om în baie, crezi că nu se aude? Cam, nu, mă gândesc că nu cred. Deci două, poate să strige tare și voi să nu auziți. Trei uși, două uși. Și da. ce s-a întâmplat după asta? Iată, Doina a trecut pe lângă tine plângând, a zis că se duce să-i spună fratelui său ceva. Ce s-a întâmplat după? Și Gheorghe a intrat și el în casă și lui fratele. Ce i-a spus lui fratele și fratele... Tu ai auzit ce i-a spus? Nu am auzit ce i-a spus. Așa? De-am pe urmă când a venit, a intrat Gheorghe. Am văzut că fratele l-a pălit pe Gheorghe. Așa, din senin, fără să-i spună nimic? Da, i-a spus că și ți-ai bătut joc de sora mea. Și el spunea că, dar eu n-am făcut nimic, Cum nu, că eu te plânge? Și eu m-am uimit, m-am uitat și chiar e drept și ceva. Și m-au sunat la miliție. Cine a sunat la poliție? Sasha. Și atât au fost. Și s-a sunat la miliție și jurul a plecat. Și la o jumătate de oră în miliție. Și de-am luat-o pe Doina și a plecat. În această seară vorbim despre petrecerea unor prieteni care s-a terminat groaznic pentru gazdă, o tânără mamă care susține că a fost violată de unul dintre petrecăreți. Și asta în timp ce în casă se aflau mai mulți oameni, printre care și fratele victimei. Anume, el va intra acum în platoul nostru. Să-l întâmpinăm. Am aflat de la prietenul vostru comun câte ceva din acea seară. Știm că ați dat o petrecere și din ceea ce ne-a spus Alexandru, ați consumat cam împreună 5 litri de vin. Da. În ce stare erai tu? Poți să ne-l descrii? Nu eram beat, eram servit. Dar îți dădeai bine seama ce se întâmplă în jur, cine despre ce vorbește, cum se comportă. Da, da. Da? Gheorghe, cât de beat era în acea seară? Ce, nu știu, pe dânsul nu l-am văzut de mult beat. El a spus că nu a băut un timp oricare. Și când a băut, cum s-a transformat? Da, parcă era normal. Povestea cu baia. Am înțeles că v-ați pornit la saună, după care v-ați oprit. Da. Doina v-a zis ce să vă duceți să cheltuiți banii. Doina v-a zis să rămâneți în casă. Da. Cum, ce s-a întâmplat după, vreau să știu... După care eu cu Gheorghe m-am dus după o fată, prietena mea. Și am venit înapoi, am făcut foc, el a făcut foc întâi, noi ne-am dus, numai noi doi ne-ați. A făcut foc, s-a dus acasă, nu știu, venit înapoi. Și am pus pe foc, până la vreo oră 11:30 am făcut foc. Pe care eu m-am dus la baie și sora a spus dacă fac focul la baie, să, după ce mă băiesc, m-am să-i spun să duc să băiască și ea. M-am băit, am intrat în baie la 12, am băit, am ieșit și i-am spus duc la baie.
Și era acolo, la masă, era Sasha și cu Gheorghe. Eram la mine în cameră cu prietena mea. Și pe care trecut acolo sora de-am sătut în bai, numai eu m-am dus ce-am spus, dar n-am observat că ne-a sătut în bai. Pe jumătate de oră, a intrat Gheorghe, s-a așezat la computer. Cum era Gheorghe? Era într-o stare foarte bine. Era îmbrăcat, nu era ud? Era îmbrăcat, nu era ud. Nu era ud? Nu părea că, uite, a trecut prin baie? Nu. Sau nu ai atras atenție? N-am atras atenție, a văzut că era îmbrăcat, tot în scurt. Dar în ce stare era el? Stare... Era calm, cu minte, da. Fericit? Da, așa cum și era. Uh-huh. Și după ce... Dar de ce a venit la voi în cameră, tu fiind cu prietenul? S-a pântrat acolo unde ascultam muzică și demn. Uh-huh. Și la vreo 10 minute după asta a venit sora. Plânge și m-a chemat la dânsa în cameră să-mi spui ceva. Și m-am dus și ne-a spus că Gheorghe s-a bătut joc de dânsa. Vreau aici un moment să precizez. Când a intrat Doina, ea l-a văzut pe Gheorghe? Da. Cum ai văzut-o tu pe ea? Cum a reacționat? Plânge. Ea plângea? Da. Când l-a văzut pe Gheorghe, s-a speriat, s-a schimbat cumva? El m-a deschis ușa și așa a spus, frate, vin să-ți spun ceva. Dar Gheorghe? Și a închis ușa și a mișit. Eu dar Gheorghe, cum a reacționat? El era la computer. Sau tu nu ai observat? Nu. Dar nu, el și de la computer, nu. Nu l-ai simțit că, uite, s-a încordat, s-a speriat? Nu știam, nici nu mi-a dat prin cap. Probabil că tu nu ai atras atenția la reacția lui în acel moment. Ce ți-a spus sora? În ce termeni? Dacă ți-aduce aminte, cum ți-a spus? Ea m-a chemat la dânsa în cameră și mi-a spus că Gheorghe s-a bătut joc de ea. Și am întrebat, te-a violat? Și eu a spus da. M-am dus înapoi în cameră la mine, cum își dea el computer, l-am lovit cu piciorul. Și l-am apucat și l-am dus lângă sora. Și am întrebat, e drept ce-ai făcut? Și el, nu-i drept. Și am întrebat-o pe sora, sora-i drept? Și eu a spus, da, și plângea tare. Și după care l-am lovit și de-am venit moșul și tot ne-a dispărțit. Noi acolo eu îl batem pe dânsul. Dar moșul tău cum a venit așa, la o bucată de noapte? Eu l-am sunat. După ce l-am lovit, l-am sunat, zi la mine. Tot mă eram într-o stare foarte... Erai enervat, probabil, da, nu? Da. Și a venit moșul și după care el când a intrat, noi ne batem. Și ne-a dispărțit. Gheorghe îți răspundea? Nu. Spunea că nu-i drept, că nu-i drept. M-a spus asta, spunea că nu-i drept nic. Stai să-ți povestesc, spunea și stai că nu-i drept nic. Stai să-ți povestesc? Stai să-ți spun că nu-i drept nic, stai să-ți lămuresc. Și a venit moșul. Dar n-a mai apucat să-ți lămurească. Nu. Și a venit moșul și ne-a dispărțit. După care i-a spus că să duc acasă, ca să vii poliția, așa să lămurească toată treaba asta, că asta este caz de judecată. Și el s-a încălțat și a ieșit afară și a plecat. Tu ai zis că, mai exact, Oxana, sora care este prezentă aici, sora lui Gheorghe, a zis că voi ați venit la ea la o bucată de noapte, da, cu poliția. Cu poliția, da. Ați mers să-l căutați pe Gheorghe? Da, să vedem dacă nu este la ea. Așa. Și nu mai era? Nu era. Când l-ați găsit? El singur, peste o zi, a venit la mine la parte. Singur? Nu singur, cu Alexandru. Cine l-a găsit și de ce a venit? Eu nu știu, ei au spus că s-au întâlnit pe drum și eram încă... Soara era speriat tare tot după aceea și... Adică acum eu l-am bătut, este mic să nu vii Gheorghe să răzbune pe mine. Așa. Și l-am mai sunat încă pe un prieten din sat și a venit și noi ședeam la mine în cameră. Eu, sora și prietenul cealaltă. Și mă uit, vine Alexandru. Și zic că vreți să vorbească ceva cu mine. Și m-am dus într-o parte, băiatul și-a intrat în casă. El îmi spune, mă întreabă, ce am reșit cu el așa. Și îmi spun, nu știu, îl caut poliția, nu știu, el n-l găsește. Și mi-a spus că el e la poartă. Zic, cum e la poartă? Și poliția nu... Nu, zic, e la poartă, vreți să vorbească cu tine și cu soarta. Și eu am spus lui sora s-a speriat, a sunat la poliție, că poliția a spus dacă el vine la noi la poartă, sunem, zvii sală, e. Și am ieșit la poartă, am ieșit eu. Și el ne-a spus că vrea să vorbească cu sora, să-i ceară scuze, că el să retragă cererea înapoi, că el achită tot ce trebuie, numai că să retragă cererea înapoi, sora. Dar ce să achite el? Tot ce trebuie? Nu ne-a spus el, dacă... Cumva adică nu sună asta ca o ofertă de bani?
Să adică, achite el tot ce trebuie? Adică dacă sora se retrage cererea înapoi și să-i pui lui sora vreun ștraf, că degeaba v-a scris cererea asta, el achită tot, într-un fel. Și drumul. Și drumul, știu asta. Dar zi-mi, te rog, totuși, care era relația dintre Doina și Gheorghe? Da. Cât de des venea la tine Gheorghe și cum se comporta când nu vedea pe sora ta? Nu prea venea la mine. Noi, dacă, de exemplu, ieșăm, noi ieșăm la poartă, ori la opriri, sau la Noxana, la poartă, ieșăm, vorbim. Dar se cunoșteau? Nu era prima seară în care s-au cunoscut? Da, el mi-a ieșit de la sora lui, noi mi-a ieșit, chiar și când eram mici, ieșăm prin drum, el tot vine și noi, cum îl știm pe dâns și el ne știe de mult timp. Și cum reacționa? Cum interacționa cu sora ta? N-aveau ce să vorbească. Ea e bărbat și el nu vorbea. Și dacă are bărbat, nu poate să vorbească cu altcineva? Sau? Nu salutau, dar prostă nu ieșe așa cum ieșem la poartă, vorbeam cu dâns, el nu ieșea, nu vorbea. Dar de ce e așa un mod de viață atât de închis? Se temea de ceva? Nu se temea, dar nu avea nevoie, nu știu. Să iasă, stăi de vorbă prietenii mei, nu. Așa, dacă vine cineva la mine, saluta, da. Eu ședeam cu dânsul la mine în cameră, ea ședea la dânsa în cameră cu fata. Este adevărat că tu ai sunat la poliție de două ori, de fapt? Și a doua oară ai zis să nu mai vină și că... Da, că sora a spus, sora îmi spunea că nu suna, că nu trebuie să mă liniștesc. Deci Doina ți-a spus să nu chemi poliția? Da, că era într-un stres foarte mare și să liniștească într-un fel și pe urmă să o chemi. Așa sau altfel, polițiștii au obligația să reacționeze la toate solicitările parvenite la numărul de urgență, mai ales atunci când este vorba despre crime atât de grave. Iată ce am aflat de la oamenii legii. Înștiințarea telefonică la Inspectoratul de Poliție Fălești a pervenit la data de 24 decembrie, orele 3 și 10 minute dimineața. La etapa actuală, deci la data de 16 ianuarie 2019, pe acest caz deja a fost inițiat un dosar penal în temeia articolului 171 aliniatul 1 Cod Penal al Republicii Moldova. Din materialele cauzei rezultă că la dispeceratul Nord a telefonat o persoană care nu a dorit să-și comunice identitatea, apelul fiind înregistrat ca un apel anonim. La momentul deplasării grupei operative, la fața loc a fost găsită doar numai victima, de la care și-a fost interceptată plângerea. La moment, persoana suspectă nu era la fața locului, era fugară, dat fiind faptul că din cele acumulate ulterior s-a constatat că imediat după caz, între rudele victimii și această persoană a existat un conflict și persoana respectivă a fugit de la fața locului. La momentul actual deja victima este audiată, persoana, suspectul deja are calitate de bănuit, fiind audiat în condițiile codului de procedură penală. Au fost ridicate toate probele materiale de la fața locului, au fost dispuse expertizele de rigoare în vederea verificării acestor circunstanțe și faptelor expuse de către victimă. Infracțiunea de viol este o infracțiune destul de gravă și reieșind nu doar din impactul psihoemoțional, dar reieșind și din faptul că sunt infracțiuni în care acumularea probelor este destul de dificilă. Deci, practic, proba mamă este expertiza medico-legală. Și nu de rare ori se întâmplă că persoana să fie condamnată doar în baza declarațiilor victimii. Aici avem cel puțin, avem niște martori, avem niște probe materiale, înțeleg, care au fost ridicate, va exista și rezultatul expertizei medico-legale, deci în circunstanțele respective eu cred că va fi mai ușor organului de urmărire penală să tragă o concluzie care va în privința existenței, neexistenței violului. Doina spunea în reportajul de prezentare că a apucat-o și a izbit-o în perete. Alexandru, tu ai văzut în acea seară pe ea niște urme să fi avut vânătăi, zgârieturi? A doua zi am văzut la deci, deci deasupra era umflată. Era umflat? Da. Și ai întrebat-o? Da, am întrebat-o, ea mi-a spus că el a apucat-o de păr, și mâna la spate, ai schită de pareti și i-au pus mâna așa că să nu palească fața. Dar ați mers la o expertiză pentru a constata faptele? A fost, nu știu. Ați fost îndreptat și ați mers? Da, eu am mers numai timp. Tu nu ești sigur? O vom întreba pe Doina.
pentru că ea va intra. În mod normal se dispune o asemenea expertiză și persoana, dacă vrea să-și demonstreze claritatea depozițiilor, merge și declară. Nu știm ce este la materialele cauzei. Sper că organele abilitate o să facă lumină în speța dată. Persoana, dacă va fi bănuitul, dacă va fi declarat vinovat, riscă de la 3 la 5 ani de închisoare în baza articolului 171, primul aliniat. În articol se spune clar, viol? Da. La intima discreție, instanța ține cont de circunstanțele faptei, despre depozițiile martor, starea morală a părții vătămate, fiindcă în urma violului nu vorbim doar de o anumită leziune fizică, este vorba de starea morală a persoanei care suferă foarte mult și poate avea repercursiuni de atât în viața de familie, dar poate avea influență și în societate. Ei trăiesc într-o societate mică, este o rușine, adică cum trăiește, cum depășește persoana, cum o să se integreze în societate, cum o să-și educe copilul, cum o să interacționeze ulterior cu prietenii sau anumite ceremonii care o să fie. Deci toate aceste circunstanțe sunt luate în considerație în instanță și urmează a fi individualizate. Cum se simte acum Doina, Vasile? Este mai... Un pic s-a schimbat. Pare mai... Nu cum... Mai vesel, mai fericit. Pare așa o fire, parcă ar fi vinovat ceva, parcă știi. Și... Chiar și spun că așa, mult gândire așa și a fost. Tot e bine. Dar ea începe să vorbească, începe vorba. Da, discutăm în procesul zilei, de exemplu, începe să spună așa, poate din senin, despre ce a fost. Nu spune, nu vorbește. Dar somnul ei cum e? Somnul dormim împreună și văd noapte prin somn cum parcă un stres ca când îți zbate, parcă așa. Tresare. Da, tresare. Îmi dau seama, cred că... Alexandru, dar tu o vezi schimbată? Da, de atunci după asta, mult pare mai trist cum era mai înainte. Bărbatul bănuit de violul tinerei, în propria ei casă, a venit astăzi la noi. Ce ne va spune Gheorghe Dreavu în apărarea sa? Vom afla imediat. Îl invit să intre în platou. Bună seara, Gheorghe. Te rog să iei loc acolo lângă sora ta. Nu știu dacă ai observat cine este astăzi la noi în studio. Da, îi cunosc. Îi cunoști pe toți? Da, da. Inclusiv și pe Vasile? Da. Știi cine este el? Da. Că este soțul Doinei. Da, da. Uite, acum sunteți față în față. Da. Poate ai să-i spui ceva lui Vasile. Am mult să-i spun. Te rog. Vasile, știi că Doina umblă cu mine? Cum ai aflat despre faptul că iubitul tău este acuzat de viol? Am aflat că au venit la mine doi polițiști și au întrebat de el. Doi n-au luat ștergarul și ne-au zis să mă duc din sandbaie. Tu și ești maniacă! Tu ești așa un măgare că nu trebuie să ajungi pe aici, trebuie să ieși din multul tu închis. Să-i bătut eu, m-a trusat dreapte. Și apoi mi-a ieșit la sos, pe dealul sos, le-ai bătut eu. Eu tot în 3 zile tot am aflat am ea. Doina a fost de acord să treacă testul la detectorul de minciuni. Cu adevărat, Gheorghe v-a impus să întrețineți o relație sexuală?